cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, bună dimineața la cafeaua de dimineață, final de octombrie, absolut superb din punctul de vedere al vremii, final de lună care ne prilejește ocazia de a face și un scurt remember al acestei luni pe niște subiecte care sunt de maxim interes pentru noi toți. Câteva subiecte pe care le vom comenta astăzi, pentru că ele merită și trebuie comentate, deoarece se referă la probleme care ne afectează direct. Aducem invitați în emisiune de multe ori, ei spun ceea ce le dă voie partidul sau funcția sau ministerul să spună, dar mai departe de atâta nu, pentru că așa s-au obișnuit să nu dea seama cu adevărat despre ceea ce se întâmplă în zonă sau în țară. De aceea, din când în când încercăm, nu spunem că suntem deținătorii adevărului absolut, încercăm să găsim câte o explicație. Primul subiect de astăzi este unul de bine. Oameni buni, am reușit să întrecem Sibiu la nivel de municipii. De prin luna lui iunie-iulie tot am aflat că vom avea un pod nou funcțional peste Pârâul Cuiești din zona spitalului, practic în locul unde este în acest moment gâtuită circulația, pentru că se ocolește podul fiind în lucru. La început ni s-a dat un termen extrem de generos, undeva prin septembrie, a fost și mai înainte altele. Ne-am obișnuit, ba că nu exista autorizație de demolare, din vina cui asta este treaba primăriei 100% sau 150%, să vadă din pricina cui. După care, de la lună la lună, de la săptămână la săptămână, s-a spus. Ultima chestiune a fost că sâmbătă se va asfalta podul și duminică va fi redată circulației zona respectivă. O să rog pe Bogdan dacă poate să ne pună fotografia. Nu, prima fotografie doar, Bogdan, cea de sus. Dacă poți. Cu podul așa cum arata el în această dimineață. Dacă observați, podul a fost asfaltat, un prim strat de asfalt, dar strict podul, nu și zona din stânga și dreapta podului. Nu mai vorbim de faptul că nu poate fi redat în felul acesta circulație. Nu a fost redat circulației duminică. Era și greu de crezut că va putea fi redat circulației, dar am avut un comunicat oficial că duminică va fi redat circulației. Probabil nu s-a specificat dacă pentru pietoni sau pentru mașini, nici pentru pieton nu poate fi redat circulației un asemenea obiectiv dacă el nu este recepționat. Și trebuie să spunem lucrurile astea pe nume. S-a creat un obicei. Hai să anunțăm că am făcut. Și după aceea, Dumnezeu cu mila. S-a întâmplat în cazul Creșei, din Speranța, a ieșit domnul viceprimar și a gonflat mușchii și ne-a spus că s-a întâmplat totul cum s-a întâmplat și că gata, de mâine avem copii acolo. Nu-i avem nici astăzi, deși astăzi, teoretic, ar trebui să-i avem, pentru că s-au terminat toate hârtiile oficiale. Așa și cu podul. Probabil că produl în sine este gata, nu și legătura. Dar chiar dacă ar fi și legătura gata, nu știu cum poți reda circulației ceva dacă nu ai toate hârtiile privind recepția făcute. Probabil că sunt, eu știu, poate erau de vineri, înainte de a se turna asfaltul pe pod ca să poți anunța de duminică că se circulă pe el.
Dar astea sunt necunoscutele administrației din România, nu numai de la Piatra Neamț. Stați să ne întoarcem la titlul știrii. I-am bătut pe sibieni în momentul acesta la Sibiu. Vă spun că se discută în mod foarte serios în schimbarea denumirii unui pod din cauza celui de la Piatra Neamț. Te rog frumos să dai podul din Sibiu, podul de jos din Sibiu. Sibienii vor să se întrunească într-o ședință de urgență să schimbe numele podului pentru că nu se mai potrivește. Podul acesta se numea Podul Minciunilor. Și au zis că din acest moment nu mai sunt lideri la așa ceva și trebuie să cedeze această postură și această denumire celor de la Piatra Neamț. Este până la urmă și asta o mândrie pentru municipiul nostru când sibienii se recunosc învinși și poate la ei vor spune că podul acela este podul lucrurilor cât de cât bine făcute și la timp și ne vor lăsa nouă această denumire de Podul Minciunilor. Măcar vom avea cu ce să ne mândrim, așa cum ne mândream într-un timp cu o telegondolă care transporta aer într-un loc aproape pustiu, sus pe munte. Da, e bine că totuși podul în sine este gata. Să vedem și când vom putea circula pe el. Acum mergem mai departe. Am uitat ordinea pe care am dat-o lui Bogdan pentru emisiune. Vom ajunge în zona politico-administrativă. Sâmbătă, Mesagerul de Neamț dădea o știre apropo de PSD și ce se întâmplă pe acolo. Știrea spunea: Dragoș Chitic, candidatul de import al PSD-ului la primăria Piatra Neamț, era vorba de o știre cu semnul întrebării parțial, deoarece titlul continua: noul purtător de cuvânt al celor din PSD, domnul avocat Bouceanu, a confirmat discuțiile pe tema respectivă. Spuneam așa, că în prezența lui Dragoș Benea, staful local al partidului condus de Daniel Harpa, au discutat inclusiv candidaturi posibile la alegerile locale, în special municipiile reședință, deci Piatra Neamțu și Roman, municipiile județului Neamț. De ce? Pentru că acolo e posibil să se joace șefia Consiliului Județean. E posibil. Și trebuie să ai candidați care să-ți aducă voturi și pe partid, nu doar pentru ei. S-a discutat și s-a ajuns așa la un fel de acord cu privire la faptul că domnul Dragoș Chitic stă bine în postura de candidat din partea PSD-ului. Iar la Roman stă bine domnul Lucian Micu din partea PSD-ului. Cei din PNL spun că stă bine și din partea PNL-ului. Deci domnul Micu stă bine. Singura problemă a lui este legată de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și posibilă anchetă în care el apare într-o postură incomodă. Ei bine, ce putem să mai spunem la chestia asta? Domnul Chitic vine din PMP înainte PDL, vine ca om al lui Gheorghe Ștefan, promovat viceprimar, apoi primar și acum este vicepreședinte la Consiliul Județean într-o alianță clară, fermă și pare să de nezdruncinat cu PSD-ul pentru a asigura majoritatea acolo. Pare aproape firesc ca el să fie luat în calcul de PSD din moment ce același PSD și Consiliul Județean, în care PSD-ul este vioara întâi, l-au pus să răspundă de Spitalul Județean de Urgență într-o
perioadă extrem de grea pentru acesta. Deci este un fel de recunoaștere a meritelor administrative, câte ori exista ele, ale domnului Chitic, nu știu dacă merite, dar a experienței acumulate până acum, că la merite trebuie să mai analizăm. Mă gândeam un caricaturist, dacă am avea un caricaturist foarte bun, o caricatură, sediu PSD undeva, o observare câmpenească în Luncă, de exemplu, și la două grătare să stea PSD-ul, la un grătar să scrie pentru nemțeni, pentru pietreni, pentru romașcani, la unul să servească chitici și la unul mici. Ar fi o caricatură interesantă. Da, trecem și peste asta și nu putem însă să nu reținem că după ce a apărut acest material, PSD-ul a ținut să transmită un comunicat de presă care sună cam așa, numai informațiilor apărute sâmbătă în presa locală, Mesagerul. Dorim să facem următoarele precizări. Ședința de vineri de la sediul PSD a avut un caracter informal, cu scopul de a trece în revistă mai multe analize, așa cum au rezultat din sondajele interne comandate de PSD, dar și pentru a controla viitorul staff de campanie pentru alegerile europarlamentare. Pe parcursul discuțiilor au fost pronunțate mai multe nume ale unor politicieni locale, așa cum au reieșit din sondaje. Facem însă precizarea că la fel de bine plasați sunt și membrii organizației noastre, pe care i-am luat în considerare pentru această fotografie de moment a tendințelor electorale din Piatra Neamț și Roma. Ne oprim deocamdată aici. Deci, practic, comunicatul confirmă ce scriam noi, că au fost mai multe nume și că există și politicieni din PSD la fel de bine plasați în sondajele comandate. La fel de bine plasați ca și cei doi pe care i-am amintit noi, Chitic și Micu, ceea ce înseamnă că nu am greșit cu nimic. Analizele pentru a desemna un candidat sunt însă mult mai complexe și țin conști de capacitatea de creștere sau scădere a unui candidat sau a primarului în funcție. Mai mult decât atât, astfel de decizii se iau prin vot. Corect. Suntem de acord cu dumneavoastră. Și ni se spune că atunci când vor avea candidați, îi vor anunța onest și asumat într-o conferință de presă. Da, este corect ceea ce spuneți, la fel de corect este și ceea ce am scris noi. Acestea fiind spuse, să ne bucurăm că, cel puțin la un partid, au început să apară date despre sondajele de opinie comandate, și PNL-ul și PSD-ul spun că au sondaje, încă nu le-au făcut publice. Dacă întreb la centru, îți spune că sunt cei de la local care trebuie să comunice, dacă întreb la local, îți spun că cei de la centru și că nu sunt toate datele încă sosite. Eu mă îndoiesc că ai făcut un sondaj și nu ai datele sosite. Problema nu este dacă datele sosite există, ci cum le prezinți la public, ca să nu-ți dai singur peste joale, pardon, peste picioare. Cert este că există posibilități și pentru PSD de a pune candidați care să-i creeze probleme lui Carabela la Piatra Neamț și nu se știe cui va candida de la PNL la Roman, în condițiile în care există în propriile partide tendințe, cum să le spun eu, care sunt împotriva actualilor primari pe funcție. În ciuda faptului că oficial totul este bine și frumos spoit în culorile fiecărui partid. În PSD există o grupare care este în Piatra Neamț, să spunem așa, care trage hăis, nu cea. În PNL sunt mulți oameni care și-ar dori alți candidați, dar nu au curajul să o spună. Bun, legat de toate aceste lucruri, să trecem la un al treilea subiect,
care într-un fel ar trebui să clarifice lucrurile, dar nu le clarifică deloc. Faptul că pentru Arsene, Ionel Arsene, fost președinte PSD, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, putem spune că în acest moment, pe plan intern, din punct de vedere din punct de vedere juridic, judiciar, s-a spus stop, joc. Recursul în casație pe care l-a inițiat a fost respins de Înalta Curte de Casație și Justiție și Arsene are închise, cel puțin din câte știm noi, toate căile de atac la sentința de 6 ani și 8 luni, definitivă, evident, de închisoare, pentru că a fost găsit vinovat de 3 fapte de corupție, una dintre ele parcă n-a mai fost luată în calcul. Ionel Arsene, deci, din acest punct de vedere, are căile închise o perioadă pentru a reveni. În Italia, la Roma, trebuia, din ce știm noi, să se judece recursul făcut de Ionel Arsene la decizia prin care putea să îi se rezolve, între ghilimele, în mod negativ, șederea sa în Italia și executarea pedepsei acolo. Încă nu avem informații despre ce s-a întâmplat acolo, dar dacă se întâmplă acest lucru, Arsene va fi adus, dacă va fi găsit acolo, va fi adus în țară. Eu mă îndoiesc că va fi adus în țară, dar mă rog, având în vedere surprizele din ultima perioadă, vezi Vâlco, vezi alții, s-ar putea să întâmple și lucrul acesta. Deci dacă Arsene va fi găsit, va fi adus în țară să-și execute pedeapsa. O să spuneți, gata, s-a încheiat. Nu s-a încheiat, pentru că dacă Arsene a văzut că i-a fost respins recursul în casație, de care era foarte sigur, spuneau apropiații domniei sale, va fi din momentul acesta cu spatele la zid și va face orice ca să-și răzbune anumite lucruri, să se răzbune pe anumite persoane și pe anumite lucruri. Totul depinde, cum spuneam, și dacă va fi adus în țară, dar chiar și de acolo va avea grijă să se ocupe de destabilizarea anumitor lucruri. Unul dintre acestea poate fi chiar organizația PSD Neamț, deși cred că Arsene are ce are și cu PSD Național și are informații ca să poată destabiliza și la acel nivel. Oamenii lui Arsene din partid, și nu sunt puțini, ăia care i-au rămas fideli, mă îndoiesc că vor merge pe linia oficială a PSD-ului din Neamț. Cred că în momentul H vor face un pas sau chiar la alegeri vor avea grijă să joace, cum le spune șeful, de la Brescia, se pare, nu de la Bari, sau din alte părți, acum din Italia, dacă mai fi pe acolo. Pentru PSD este o problemă. Arsene știa tot ce mișcă în partid, cunoștea oamenii și cred că încă are puterea de a influența, ca să nu mai vorbim de faptul că poate redescoperi scrisul, nu neapărat după dictare, dar poate să-l redescopere. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla și în Italia și după aceea vom putea discuta mai multe. Bun. Încă un subiect. O să spuneți că batem câmpii, că ce treabă are cu Piatra Neamț subiectul ăsta, dar are. S-a și văzut în interviul pe care l-am luat domnului Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, fost primar al municipiului Oradea, ani în șir. Presa centrală a descoperit Oradea. Domnul
marele ziarist, Cornel Nistorescu, s-a dus la Oradea și a scris despre Oradea exact ceea ce spunea Mesagerul de Neamț de ani de zile despre Oradea, dându-o ca un exemplu pentru Piatra Neamț. Noi nu ne-am dus la nivel național, am vorbit despre Piatra Neamț. Și ce spune domnul Nistorescu? Domne, wow, ce se construiește acolo? Se reface, centru arată nemaipomenit, transportul, curățenia, oamenii, deși orașul este un întreg șantier, au văzut că se fac lucruri bune și nu sunt supărați. Și se pune în valoare atât trecutul istoric al orașului, cât și nevoile actuale. Se circulă, se fac pasaje subterane, se lucrează la aeroport, se lucrează în draci, ca să spunem așa. Sunt multe proiecte care se finalizează și spune, Oradea a atras un miliard de euro prin fonduri europene. Și, foarte important, descoperă ceea ce colegul Cosma spunea de ani de zile, că la Oradea, reforma în domeniul sanitar a fost făcută pornind de la autoritatea locală și în Oradea au scăzut cheltuielile cu spitalele cu 30% în condițiile în care au fost comasate toate serviciile spitalelor din Oradea sub o singură conducere. În Oradea se întâmplă lucruri SF în domeniul sanitar. Și acum descoperă și presa centrală. Culmea e că domnul Nistorescu a descoperit Oradea cam după ce am publicat și noi în Mesagerul date despre Oradea și despre spitalul de acolo și discuția cu președintele Consiliului Județean, domnul Ilie Bolojan. Care este concluzia de acelui domnului Nistorescu? Domne, s-au întâlnit niște oameni care împreună au avut ambiția de a schimba în bine. Bolojan a redus numărul de funcționari la primărie, la Consiliul Județean. Funcționează cu 80 de oameni la Consiliul Județean, dacă puteți să închipuiți lucrul ăsta. Coordonează primăria, după Bolojan, toate spitalele. Oamenii de acolo, dar medicii sunt plătiți, în cea mai mare parte, că recunosc ei că încă n-au reușit să pună totul la punct, după performanță. La început, spunea domnul Carp, domne, toți erau plătiți de avalma, acum sunt plătiți după performanță. De ce am insistat pe subiectul ăsta? Pentru că avem aceleași probleme la Piatra Neamț și nu numai. Avem șantiere, lumea este nemulțumită, pe de o parte pentru că sunt lucru absolut inacceptabil, pe de altă parte pentru că lucrările nu sunt cum trebuie. Lucru acceptabil dacă se întâmplă așa. Și atunci ar trebui, așa cum s-a întâmplat la Oradea, ca oamenii să ajungă să înțeleagă că aceste lucrări sunt în folosul lor, dacă sunt în folosul lor, și să vină alături de primărie. Dar pentru asta trebuie să termin ceva și să arăți că s-a făcut bine, nu doar pentru administrație ca imagine sau pentru constructor că a câștigat niște bani, ci și pentru beneficiar. Și nu mă refer numai la coridoarele de mobilitate. Mă refer chiar și la o școală, de exemplu. Ai făcut o școală. Ai făcut-o după un proiect din 2018. Este el valabil și viabil acum, în 2023? Ai făcut îmbunătățirile necesare, ținând cont de ce se întâmplă într-o școală, nu acum, ci și peste 10 ani? Pentru că nu mai poți să bagi bani acolo, în afară de mobilier, o perioadă de timp. La Oradea așa se întâmplă. Orice lucru se face, se face gândindu-se la perspectiva următorii, cel puțin a următorilor 20 de ani. O să spuneți, da, că acolo nu. Acolo a fost exact ca și la Piatra Neamț,
cu niște rezerve privind, hai să spunem, gradul de înțelegere de acolo al unor lucrări. Și acolo s-au făcut poduri, trei chiar, mari, din câte țin eu minte. Dar dacă te duci să vezi ce spune lumea despre podurile de acolo și cum au fost făcute, nu e același lucru ce se spune la noi. Eu nu știu dacă podurile de acolo sunt mai trainice sau nu ca cele de aici. Dar vă pot spune sigur că nu au generat atâtea discuții ca la Piatra Neamț. La Oradea s-au făcut exproprieri ca să poată face parcări. Ia gândiți-vă că s-ar face o expropriere la Piatra Neamț. Care ar fi reacția? Dar exproprierile s-au făcut la prețul pieței. Primăria a plătit prețul pieței și au făcut. În Oradea se preconizează 5.000 de locuri de parcare. Sper că nu greșesc, dar așa am citit parcarea. În zona centrală. În Oradea s-au făcut investiții care aduc bani pentru municipalitate. Da, să lăsăm și acest subiect, să mai consemnăm o dată că presa centrală serioasă descoperă subiecte despre care Mesagerul de la Piatra Neamț, nu de la București, a scris de ani de zile și ne bucurăm să vedem confirmate lucrurile scrise de noi, așa cum s-a mai întâmplat și în cazul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și în alte cazuri. În fine, un ultim subiect, săptămâna trecută, legat într-un fel de... La Târgu Neamț s-au sărbătorit 171 de ani, cred că, de la începerea activității la spitalul din oraș. O să spuneți, 171 de ani, nu. Am ales subiectul pentru astăzi, să discutăm, să încheiem emisiunea cu el, pentru că acolo s-au întâmplat niște lucruri la spitalul din Târgu Neamț. Acolo era un focar de infecție organizatorică, administrativă. S-au întâmplat foarte multe lucruri, nu mai insist pe ele. Au fost scandaluri, peste scandaluri. Era o adevărată mafie a angajărilor. Era o adevărată mafie, de exemplu, medic era plătit la spital și în timpul orilor de program el făcea rezidențiatul la Iași, lucru absolut inadmis, penal până la urmă. A fost nevoie să vină un manager care nu avea legături cu zona, să-și creeze încet, încet, cu mari eforturi, cu scandaluri, cu procese, cu amenințări, chiar fizice, să-și creeze o echipă și să schimbe niște lucruri. Și acum, dacă întrebi, inclusiv la nivel județean, ți se spune, da, domnule, la Târgu Neamț lucrurile merg spre bine, s-au făcut niște investiții, s-au folosit și măcar mâncarea este bună, există un anumit standard al serviciilor medicale, au început să vină din afară să trateze acolo, au fost aduși foarte mulți medici tineri care... că au adus și specialități noi în oraș și încet, încet lucrurile intră într-un fel de normalitate în ciuda eforturilor mafiei care există încă acolo cu piedici puse managerului să afle chiar date din spital și acum cu amenințări care sunt în continuare. Ei bine, a fost organizat un eveniment cu prilejul celor 171 de ani și la evenimentul respectiv au venit și manageri din țară. De la Sighișoara, din nu mai știu unde, de la Moinești, a venit domnul doctor Cotârleț, care a fost rugat să prezinte spitalul din Moinești, care știți cu toții că este în momentul acesta un fel de SF, față de ce avem noi aici, ca să vă dau un singur exemplu, corespondența în spital se face printr-un sistem pneumatic de trimitere al documentelor. Nu mai se fâție nimeni cu documente de la manager până la nu știu ce secție, nu știu unde. Ei bine, domnul doctor Cotârleț a spus care este secretul
prin care s-a dezvoltat spitalul din Moinești și mai nou, tot în județul Bacău, deci există acolo niște creiere la Consiliul Județean, la primării, se dezvoltă și spitalul de aici, de la noi, de la Buhuș, unde vor să plece medici chiar și din Piatra Neamț. Deși Buhuș, Piatra Neamț, e o chestie. Ei, domnul doctor a prezentat și a spus care e secretul. În primul rând, și o să vedeți, o să vă dăm 12 minute înregistrarea prezentării domnului Cotrălescu, sincopele, a fost făcută acolo, într-o sală destul de mică. A spus două. În primul rând, am hotărât să nu mai fim provinciali. Să gândim peste nivelul unui spital de provincie. Și apoi, fondurile, și apoi au ajuns. 131 de participări la congrese internaționale a oamenilor din spitalul din Moinești. Nu vreau să facem comparații. Participări la nivel înalt. Și apoi, zice, programele europene. Și nu numai, și naționale, guvernamentale și europene. Și o să vedeți când le prezintă care este cifra. Și vă rog să vă aduceți aminte de proiectele de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, 8 la număr, la care s-a renunțat sume importante de bani, la care s-au renunțat sau care sunt blocate pentru incompetența celor care au făcut proiectele, din cauza incompetenței celor care au făcut proiectele, și să ne dăm seama că nici în visele cele mai mari, acum vreo 20 de ani, cineva ar fi putut să spună că la Moinești se va face un spital modern. O să vedeți câte specialități au acolo. Și Piatra Neamțu își va pune problema ca la 30 decembrie să vadă dacă are autorizație de funcționare sau nu, nu acreditare. Că acreditarea s-a pierdut. La Târgu Neamț s-a câștigat. Eu zic că e bine să-l ascultăm pe domnul doctor Cotrăleț, pentru că ține o mică lecție, bine, politicos, lăudând de multe ori administrația locală de la Târgu Neamț, care chiar a sprijinit spitalul, și Consiliul Județean a sprijinit spitalul din Târgu Neamț, știm cum și așa. Dar spunând și lucrurilor pe nume. Eu vă spun la revedere aici și îl rog pe Bogdan să pună înregistrarea de la Târgu Neamț. La orașul Târgu Neamț și domnului manager pentru invitația pe care mi-a făcut-o și rog tehnicul să mă ajute ca să mă încadreze cele 15 minute. Nu știam că prezentarea din înainte prin prezentarea noastră menținem același ton a unei istorii, dar mult mai scurte. 1873 s-a pornit istoria spitalicească în Moinești și până în acest an, 2023, această locație pe care o vedeți în 1873 a fost întotdeauna spital. Nu a avut niciun moment de încetare a activității. Prima atestare documentară a Moinești 1473, prima atestare documentară medicală de care dispune până în momentul de față, datează din 1873 și culmea provine din registrul sării civile în care apare menționat un mort în spitalul din Moinești. Pe prima fotografie vedeți spitalul județean din Moinești, nu din către județean, ca să fie lucrurile foarte clare. Sunt câteva lucruri care întăresc că spitalul a fost folosit. În 1973, se știe, în conducerea care era la acel moment, s-au făcut 30 de spitale orășene și 30 de spitale județene în 2 ani de zile. Unul dintre acestea a fost spitalul din nostru. Câteva repere. În 1995 se efectuează prima operație laparoscopică, devenind singurul spital non-universitar din România și al 6-lea unde s-a făcut această operație, care culmea, ieri am făcut a 15-a mea intervenție laparoscopică.
În 2001 sunt două momente mari, am întrebat conducerea acestui spital și după aceea, nu datorită mie, s-a schimbat denumirea spitalului, Spital Municipal Moinești. În 2006 ajungem la titulatura actuală de Spital Municipal de Urgență Moinești. Un lucru la care țin foarte mult este 2008, când s-a înființat Departamentul de Cercetare Medicală, acreditat de Academia de Științe Medicale și noi avem o biserică făcută în curtea spitalului și sfințită la Sfântul Pantelimon. În 2009, spitalul obține certificarea ISO. În 2010 se reabilitează pentru prima dată blocul operator. În 2011 este printre primele patru spitale din România care obține acreditare și vă felicit, fiindcă acum rigorile sunt mult mai mari. Și începem cu anumite finanțări. În 2012, modernizarea și extinderea compartimentului primiri urgențe. Noi avem din 2013 un heliport. În 2013-2014, dotare compartimente recuperare medicală cardiovasculară. Și ce este caracteristic spitalului nostru este această cameră hiperbar, care este singura din sistemul spitalicesc de stat din România. Am fost apreciați inclusiv de președintele României în 2019. Trec un pic mai rapid asupra a ce ne-am propus noi, să obținem niște răspunsuri la o serie de întrebări, cine suntem, ce facem, cu ce ne deosebim de alții și încotro ne îndreptăm. Bineînțeles că este și o analiză SWOT cu puncte tari și puncte slabe, multidisciplinar. Ne găsim în partea de sud-est a județului nostru și să vedem ce este cu acest spital. Spitalul are 414 paturi, dar are 40 de secții și compartimente, 38 de cabinete de specialitate în ambulatorul, 24 de spitalizare de zi, un compartiment de primire urgențe cu o medie de peste 100 de accesări în 24 de ore, un platou paraclinic format din RMN, CT, 17 ecografe, laborator de recuperare medical, laborator clinic, laborator de anatomie patologică și laborator de endoscopie, departamentul de cercetare de care am vorbit și un centru de boli rar. O situație total anormală pentru sistemul spitalicesc din România. În ultimii 22 de ani, numărul de paturi a crescut de la 318 la 411 și numărul de cabinete de la 21 la 38. Acestea sunt cabinetele care sunt în laboratorul de specialitate. Acestea sunt imagini din laboratorul de radiologie, explorări funcționale, CT și RMN. Bineînțeles că fiind chirurg, țin foarte mult la blocul operator și aceasta este imaginea actuală din cele 5 sări de operații cu peste 3100 de intervenții chirurgicale, reabilitate în 2022. Iar ceva caracteristic spitalului nostru, denumirea, o să spună cineva, că este anacronică, nu mai faci de lucru în 92% din bolnavi sunt din Moinești. Marea majoritate din cele 94 de unități administrative teritoriale din Bacău și 18,1 din cele din 39, n-avem 40 de județe din România. Serviciile medicale spitalicesc sunt într-o continuă creștere, sunt 15.322 de spitalizare continuă, din care 90% de acuți și 10% de cronici și 30.983 de spitalizări de zi. Personalul, fără echipă nu se poate nimica, 101 medici la 414 paturi și cred că am spus suficient. Noi suntem la ediția, am fost la ediția 18 a zilelor medicale ale Spitalului Moinești, un moment de deosebit în activitatea colectivului nostru.
avem anumite repere pentru zilele noastre, intervenții chirurgicale în premiere și în transmisie directă, mese rotunde, simpozioane medicale și chirurgicale, bineînțeles, acreditate MC. Și mergem către creșterea nivelului de competență a personalului în aceste zile. Avem acreditat de către Ministerul Sănătății programul de rezidențiat în specialitatea chirurgiei generală și de câteva zile anestezie și de terapie intensivă, dar ce este caracteristic spitalului nostru este participarea la congrese și conferințe internaționale, 131 și trebuie să amintesc prezența la Academia Franceză de Chirurgie și la Societatea Americană de chirurgie cu lucrări acceptate și la peste 204 de lucrări la conferințe și congrese naționale. Suntem foarte aproape și așteptăm ca în câteva zile secția de chirurgie să devină secție clinică în parteneria cu Facultatea de Medicină din Brașov. Avem, bineînțeles, parteneriate și cu școlile post-liceale. O să trec rapid peste de strategii organizatorice pentru viitor. Bineînțeles că echipa din spital a participat la numeroase experiențe de succes în țările europene, Israel, Statele Unite ale Americii, în vizite de informare, schimb de experiență în spitale similare. Momentul foarte important, de unde sunt banii, am sintetizat 7 surse, fonduri FARE, structurale europene, fonduri ale Băncii Mondiale, fonduri din donații și sponsorizări, fonduri de la bugetul local, mai puțin, fiindcă v-am spus că numai 15% sunt din Moinești, și nu foarte multe fonduri de la bugetul Ministerului Sănătății. Și încep cu, trecând foarte rapid prin proiectele noastre, majoritatea dintre ele implementate și vis-a-vis de suma care s-a spus pentru spitalul din Târgu Neamț, este o sumă pentru care conducerea primăriei și conducerea spitalului merită felicitări. Sunt o serie de proiecte, Spital Prieten al Copilului, după ce în de-abia în 2003 am înființat maternitate, fiindcă noi mai avem și o altă problemă. La 7 km de noi este un oraș tot la fel de mare ca și Moinești, respectiv Comăneștiul. Sunt alte proiecte de modernizare a ambulatorului integrat al spitalului, dotare compartimente de recuperare medicală cardiovasculară, extindere modernizare sală de kinetoterapie. Țin foarte mult la această telemedicină, fiindcă noi avem posibilitatea în compartimentul primirii urgențe să intrăm pentru rezolvarea unei urgențe în legătură directă cu Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unde m-am format ca și medic. Avem această telemedicină care oferă posibilitatea să transmite toate datele spitalului, să existe o colaborare între medicii de gardă din cele două spitale și inclusiv posibilitatea de a se duce prin cu ajutorul elicopterului. Dotarea echipamente medicale în secțiile de obstetrică, ginecologie, bloc operator, ortopedie și magistică medicală, asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu, în cadrul unui proiect pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț. Aceste toate sunt imagini din cadrul spitalului. Bineînțeles, dotarea ambulatorului de specialitate cu o sumă destul de bună. Un proiect la care țin iar foarte mult, sistemul de transport pneumatic. De ce țin foarte mult? Fiindcă vă dați seama, spitalul are 7 etaje, ci vânzoleală, scuzați-mi de termenul mai puțin academic, exista până la apariția acestui sistem pneumatic între secții și laborator. Acum totul merge pe bandă rulantă, inclusiv rezultatele se dau. Spuneam de înființarea a unui centru de expertiză de boli rare, din cei 101 medici
avem medici inclusiv de genetică medicală, avem proiect de extindere, am avut spații de spitalizare prin Compania Națională de Investiții, reabilitarea blocului operator la Septi de care am discutat, dotare cu echipamente medicale și sisteme pentru gestionarea crizei sanitare. Inițial, noi am asigurat urgența pe tot județul Bacău și o parte din județul Vrancea. După aceea am devenit și noi prin secția de boli infecțioase, care nu este în cadrul spitalului, secție COVID. Avem acum în implementare și ne-a creat o grămadă de probleme această modernizare a infrastructurii de instalație electrică, fiindcă cu ocazia aceasta a fost reabilitate spațiile respective și trebuie să terminăm până pe data de 15 decembrie un buget generos. Valoarea totală a investițiilor aceasta este. Și, bineînțeles, că ne gândim și la viitor, ne mai uităm și în buletin, dar ne gândim la viitor. Avem această extindere de bloc materno-infantil în suprafață de 20.000 de metri pătrați și care se a trecut de o primă barieră tot la Compania Națională de Investiții. M-am încadrat în viitor.